Tiberiu, reacție după ce a aflat ce va primi titlul de cetățean de onoare al capitalei. Nu mă voi prezenta la ceremonia de decernare. Maratonistul Tibiu Sublinierea spune ce nu va refuza titlul de cetățean de onoare al capitalei din respect pentru București Sublinierea, însă nu se va prezenta la ceremonia de decernare Sublinierea nici la alte festivități. El a scris pe pagina sa de Facebook ce în subliniere îi dore subliniere pe ca exemplul său se îi inspire pe cei care doresc să subliniere îi de subliniere a limitele în slujba binelui, nu pentru a-i reabilita pe alții, a subliniere acum a argumentat municipalitatea propunerea într-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a subliniere din cei Consiliului General al Municipiului, CGMB, de miercuri. Tiberiu Sublinierea a scris luni, pe pagina sa de Facebook, ce a aflat din presă despre propunerea de a-i se acorda titlul de cetățean de onoare al capitalei, precum sublinierea motivele propunerii. Dragi prieteni, am aflat din presă despre propunerea de a mi se acorda titlul de cetățean de onoare al București Sublinierea-tiului Sublinierea-i tot din presă am aflat ce unul dintre motive ar fi ce exemplul meu este despre cum se îi reabilitez pe alții. Nu m-a subliniere fi gândit niciodată ce pe umerii unui beregeoan ar ajunge să atârne vreodată o asemenea responsabilitate, scrie un subliniereriu. El afirm ce în subliniere îi dore subliniere te ca exemplul său se îi inspire pe cei care doresc să subliniere îi de subliniere asc limitele întotdeauna în slujba binelui. Nu se îi reabiliteze pe alții. De asemenea, spune un subliniereriu, dacă proiectul va fi aprobat în subliniere din CGMB, nu va refuza titlul de cetățean de onoare din respect pentru București Sublinierea, însă nu se va prezenta la ceremonia de decernare. Eu îmi doresc ca exemplul meu să îi inspire pe cei care doresc să sublinierea de sublinierea limitele, întotdeauna în slujba binelui, nu pentru a-i reabilita pe alții. Dacă în Consiliul General se va vota acordarea acestui titlu, nu îl voi refuza, din respect pentru tot ce București Sublinierea-tenii. Dar nu mă voi prezenta la ceremonia de decernare sublinierei nici la alte festivități. Le mulțumesc celor care s-au gândit să mi acorde această distincție sublinierei tuturor celor care cu gândurile lor bune m-au susținut în timpul ultimei competiții, spune maratonistul. Primăria Capitalei ar urma să-i ofere titlul de cetățean de onoare al capitalei maratonistului Tiberiu Sublinierea, care reprezintă un exemplu de curaj, voință, dăruire sublinierei performant, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a subliniere din cei Consiliului General al Municipiului, CGMB. În expunerea de motive a proiectului propus de primarul Gabriela Firea, se arată ce Tibiu Sublinierea, în vârstă de 42 de ani, este singurul est european care are o subliniere IT să termine ultramaratonul de 563 de kilometri de la Cercul Polar, pentru al treilea an consecutiv.